Ne-am întors la Star Matinal și ne reîntoarcem în redacția Antena Stars, vede tot, la colega noastră Mirela. Te ascultăm cu următoarea știre. Fosta soție a lui Mihai Nâșu a ajuns în America și și-a refăcut viața. Se pare că de ceva timp Maria trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un alt bărbat. Ba mai mult, plecată în America alături de fratele său cu care are și o afacere, cei doi au profitat din plin de țara făgăduinței și au vizitat cele mai cunoscute și cele mai mari orașe. Fosta soția lui Mihăiță Neșu a decis să se despartă de acesta la 9 luni după ce gravul accident l-a imobilizat într-un scaun cu rotile și a fost foarte comentată și pusă la zi de o țară întreagă, pentru că Mihăiță Neșu a fost și este foarte iubit și atunci când totul e bine, ți-a plăcut. Da. Ți-a plăcut banii, ți-a plăcut traiul bun și când omul aducea banii în casă, dar când omul a fost lovit de soartă și din păcate a ajuns într-un scaun cu rotile, mai mult de 9 luni n-ai mai rezistat lângă el. Deci e trist, da? Dacă stăm bine să ne gândim, omul nu stă lângă tine decât atunci când ți-e bine. Că se spune că stai lângă un om atâția ani și nu știi lângă cine stai. Adică, ok, poate s-a gândit, nu pot să stau lângă omul ăsta toată viața mea, dar după 9 luni de zile să părăsești un om care ți-a dat tot, care până când la urmă... Când el săracul încă psihicul lui era... Și hai să fim serioși, accidentarea lui a fost una extrem de gravă, el era la un pas să-și piardă viața, el la momentul respectiv era unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai României, adică pentru seama, el toată viața s-a schimbat. Asta e un ghinion fantastic, ce să zic, o soartă cruntă pentru băiatul ăsta, cruntă. Și tu ca om să fii lângă el, să juri în fața lui Dumnezeu, da? Că până când moartea ne va despărți și prin bine și prin rău. Și după 9 luni de zile tu să uiți tot absolut. De ce? Pentru că ești un om care ai probleme. Așa ceva nu se poate. Adică e strigător la dar cer. Ce fel de suflet să fie avut păi această da, are femeie. Suflet. Ne întrebăm dacă are suflet în primul rând. Adică gândește-te că mâine oricare din noi putem suferi, Doamne ferește, un accident și te gândești că omul de lângă tine te părăsește la prima. Cum poți tu să mai treci peste asta? E și o lovitură sufletească și o lovitură psihică în condiția în care tu oricum ești căzut. Și psihic și sufletește, da? Ținând cont că s-a întâmplat un asemenea accident. Și tu ca om, în loc să-l ridici și să fii lângă el și să-l susții moral și să fii, practic, umărul lui, aripa lui lovită, să o pui tu în locul lui, din aripa ta, tu pleci. Ce poți să spui despre asta? Decât că e un om fără scrupule, fără caracter. Adică nu mi-e rușine să spun lucrul ăsta. Pe lângă că... acest lucru, ea s-a și regăsit în brațele unui alt bărbat. Da, foarte ușor. Foarte repede. Drept dovadă. Deci ea, clar, încă o dată ajungem la faza, omul nu e decât pe interes. Dar oare această fată nu se gândește că Dumnezeu e sus și roata se învârte? Și o să plătească și ea și poate la un moment dat îi se va întâmpla exact ce a făcut ea la rândul ei. Sau... și mai rău că se întâmplă, lovește în generațiile care vin, în copii. Știi că se spune că oare ce plătește copilul meu din generațiile anterioare? Ei, asta se întâmplă, asta plătește și spunem, de ce îmi dă Dumnezeu mie că eu nu merit? Ba poate că meriți, dar nu ai status să te gândești ce ai făcut tu în viața ta. Adică cum să fii lângă un om, azi spun că te iubesc și mâine... nu te mai iubesc. Dar această femeie pare că a vrut să fugă de tot. După ce a divorțat de Mihai Săneșu, ea s-a și mutat în America la o perioadă scurtă de timp. Adică crezi că totuși îi pare rău pentru ce a făcut? Crezi că a vrut să uite de tot? Și-a îngropat așa capul ca, știi, ca struțul. Ei, asta știi, eu o scuză. A crezut că dacă pleacă, uită lumea de ea. N-am făcut față, multă lume spune, și a trebuit să plec din acel loc. Ai pe bune? Dar când era bine și aveați bani și el era mega sănătos, atunci ai făcut față? Eu consider că și pe un om pe stradă, dacă îl vezi, tot îi dai o mână de ajutor dacă îl vezi că e căzut. Adică aproapele tău, pe care se presupune că îl iubești, cu care pornești la un drum, vrei să faci o familie. Totuși. Nu se poate chiar așa, astăzi, exact cum am spus, te-am iubit, mâine nu te mai iubesc. Totuși au fost căsătoriți 6 ani, adică nu vorbim de un mariaj care a durat câteva luni. Vorbim de... iată-te, 6 ani în care dacă a mers totul foarte bine, ne iubim. După care nu ne mai iubim. Bani. Da, de toate, plimbări, probabil a ajutat-o și în business-ul ei. Da, adică și-a dat seama că în momentul accidentării, cariera lui acolo s-a oprit. Dar trist. E, nu știu, e strigător la cer, nici nu am cuvinte să spun despre această persoană. Adică, dar uite că Mihăiță Neșu s-a ridicat, a mers mai departe, l-a invitat și o fundație în care ajută copiii cu cam aceleași probleme care le are și el. Bineînțeles, are și spiritul ăsta de sportiv în el. Îți dai seama că oamenii care fac sport nu sunt niște oameni care cad atât de ușor. Ai un moment evident, adică ți se schimbă viața total despre ce vorbim.
E normal că ai nevoie de timp să te ridici, dar despre asta vorbim. Ea ar fi trebuit să fie alături de el, să îl ajute mult mai mult decât s-a ajutat singur. Știi că și noi avem în viață situații când chiar avem nevoie de aproapele nostru, de familie, de iubit, de iubită. Adică ea unde a fost? Și după 9 luni a plecat, nu? După divorț, loviturile au continuat pentru Mihai Țăneșu. La o perioadă scurtă de timp, el și-a pierdut ambii părinți. Ia gata, încă o lovitură, adică dur de tot. Săracul băiat, ce să spun, mi-e milă. E trist, e dureros, trebuie să ai o putere maximă. Și mai ales că s-a mai întâmplat și asta, tu ca om de lângă el îl lași. Ce a fost în sufletul lui? Oare? Ne gândim, durere maximă, da? Adică de la cine te aștepți mai puțin, omul respectiv te lovește. Trist. Și uite, făcând o paralelă cu un alt caz, uite, cu Schumacher, care e la fel de cunoscut și iubit, el fiind în comă cerebrală, soția lui a stat zi de zi cu el de dimineață până seara și nu l-a lăsat. Ai înțeles? Despre asta vorbim. Aici deci demonstrăm iubirea. Există, dar din păcate sunt prea puțini există, oameni da. Adică, cu suflet. Dacă iubești un om, îl iubești necondiționat. Nu te iubesc că ți-ai luat astăzi o mașină, că m-ai plimbat în Dubai sau știu eu unde. Nu, te iubesc pentru că ești tu. Despre asta vorbim. La momentul divorțului, presa a încercat să o contacteze pe Maria pentru o declarație, însă ea nu a vrut niciodată să ofere nimic. Nicio... Pe ce ar putea să spună? Nimic. Deci e clar că sincer. Se simte deci ce ar putea să spună? Pe bune, chiar nu are ce să spună. Să spună că nu s-a simțit bine sau că vai doamne, ea? Ea nu are ce să spună. Băiatul ăsta e terminat, s-a ridicat săracul singur și încă luptă, să fim convinși, pentru că o să aibă toată viața o luptă cu el. Ea ce-ar putea să spună? Parcă speranța moare ultima. Da, și poate că într-o zi va putea să meargă din nou. Sunt sigură că va fi. Miracolele mai ales, există. Mai ales, da, exact, dacă spui că ieși pe o fundație și așa mai departe, clar, de acum încolo, asta o să fie țelul lui, scopul lui. Prietenii lui și prietenii lui au rămas pentru că a trecut printr-o cumpănă mare și în secunda 2 treci pe partea cealaltă și vezi viața diferit. Și atunci ne dăm seama că, de fapt, noi nu suntem zei pe pământ. Suntem niște simpli oameni care, dacă ți se dă o palmă, trebuie să știi să o primești și pe așa palma respectivă. Letiția, îți mulțumim foarte mult că ai venit în această dimineață.